Aș vrea să vorbim despre slujirea în familie. De mai bine de 3 luni, înaintea noastră a fost un slujitor, este vorba de Pavel, care a slujit Biserica lui Hristos la chemarea lui Hristos. Aș vrea să privim o clipă la o secvență din discursul lui, din 2 Corinteni, și să ne punem o întrebare simplă. Ce-l poate motiva pe un slujitor să plătească un astfel de preț în slujirea lui? 2 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. Sunt ei, e vorba de apostolii mincinoși cu care intră în dialog Pavel, sau cel puțin despre care vorbește. Sunt ei slujitori al lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți, spune Pavel. Eu sunt și mai mult în ostenel, mai mult în temnițe, și mai mult în lovituri fără număr. De multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine și o noapte și o zi am fost adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși. În ostenel și necazuri, în priveghiuri, adesea în foame și sete, în posturi, adesea în frig și în lipsa de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat fără ca eu să ard? I-aș pune o întrebare lui Pavel. Pavel, de ce să înduri toate aceste lucruri? Ce te motivează? Cu alte cuvinte, tu care ești un tânăr, puțin mai răsărit decât cei din neamul tău de o vârstă cu tine, care te-ai așezat pe un făgaș bun și ai putea să obții posturi înalte, ești bine văzut de mai mare lui Israel, de mai mare Ierusalimului, de ce le-ai lăsat pe toate acestea ca să înduri numai ce ne-ai spus în aceste câteva versete? Dragii mei, Pavel știa ceea ce noi mulți nu știm. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și a locuit printre noi, s-a lăsat răstignit și apoi a înviat a 3-a zi din morți să mântuiască de pe planeta noastră un singur lucru, biserica lui, mireasa lui. Este singurul lucru veșnic pentru care se merită să trăiești și să mori, pe care trebuie se merită să o slujești, biserica lui Hristos. Dar Pavel ne spune tot în scrierile lui că biserica începe în familia ta și în familia mea. Biserica nu sunt ziduri, nu sunt programe. Biserica, dragii mei, suntem noi oamenii, răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și nu-i nevoie decât de 2 sau 3 adunați în numele Lui, ca Divinul Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, Hristos, să locuiască în mijlocul nostru. Biserica începe în familie și de aceea putem privi la Pavel ca slujitor al bisericii să învățăm principiile slujirii în propriile noastre familii. Dacă vrei o familie sănătoasă, trebuie să o așezi pe traiectoria care garantează lucrul acesta. Familia trebuie să devină, este chemată să devină o biserică. Și dacă dintr-un început o așezi pe coordonatele unei biserici, familia ta va fi ceea ce Dumnezeu așteaptă de la ea. Dar poate mulți dintre noi nu știm nici măcar ce e o biserică, nici nu știm cum să ne așezăm și pe ce coordonate să ne așezăm familiile. Eu am acasă o grădină, moștenită de la părinți, și avem pomi fructiferi. Nu sunt horticultor și nu știu exact când să-i tai și cum să-i tai și cum să-i stropești, de câte ori să-i stropesc. Și stau și aștept și eu rodul, nu știu nici cum să-i tund. Nu suntem majoritatea dintre părinți cam așa și copiii noștri, au venit în familiile noastre și cresc și ei ca bruienile. Acolo când avem timp de ei, mai luăm nuiaua și ridicăm glasul, dar în rest am așteptat să iasă bine la sfârșit. Când pleacă de la noi, să ne putem mândri împreună cu ei. Dragii mei, nu uitați, noi îi așezăm pe anumite coordonate. Dacă sunt coordonatele vieții, ne vom bucura de ei. Dacă sunt coordonatele morții, vom plânge privind la ei. O familie este sănătoasă doar dacă este așezată pe tiparele unei biserici.
Pentru că familia este chemată să devină o biserică. Am început cu Nora, cu ani în urmă, vreo 38 de ani în urmă, am fost doi, pe urmă am ajuns 5, după care am ajuns... Și uite așa ne-am înmulțit. Nu trebuie să treacă mult timp dacă Dumnezeu binecuvintează și putem merge la Uniunea Baptistă să primim și autorizație de funcționare. Cu alte cuvinte, nu mai este mult până când întrunim cel puțin numărul cerut să deschizi o biserică locală. Observați, chiar și fără să ne gândim, familia devine o biserică. M-am oprit lângă sora Chiș dimineața și am zis, ce mai faceți? A zis, am crescut 10 copii și am nu știu câți nepoți, mi-am șirat ea, ei sigur au brevet de funcționare pentru o biserică și după care mi-a spus, și toți sunt la Domnul. Ce extraordinar mesaj, și toți sunt la Domnul. Dragii mei, tot ce nu e adevărat într-o familie, nu e adevărat nici într-o biserică. Cu alte cuvinte, biserica nu poate fi mai mult decât suntem noi, ceea ce aducem noi, pentru că noi suntem biserica. O biserică se îmbolnăvește sau se vindecă în funcție de cum se îmbolnăvește sau se vindecă familiile. Și de aceea putem să privim la Pavel, slujitorul bisericii, și să învățăm principii pentru slujirea în familie. Aș lua cartea Efeseni. Cartea Efeseni este o carte scrisă despre biserică și pentru biserică. Este o carte care definește ce-i biserica, care ne ajută să găsim coordonatele pe care le căutăm atunci când vrem să creștem o familie sănătoasă. Scopul slujirii lui Pavel se vede cel mai bine în rugăciunile lui. Și epistola către Efeseni este o rugăciune întreruptă de discursuri sau un discurs întrerupt de rugăciuni, spunea cineva. Dați-mi voie să spicuiesc din prima lui rugăciune, din capitolul 1, versetul 17. Mă rog ca Dumnezeu, Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei, moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care poate fi numit, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Trei lucruri cere Pavel. Doamne, deschide-le ochii minții și a inimii să priceapă nădejdea chemării Tale, bogăția slavei moștenirii Tale în sfinți și care este față de cei credincioși nemărginita mărime a puterii Tale. Noi am fost chemați la ceva. Nu ne-am încreștinat ca să fim creștini, ci ne-am încreștinat să devenim ceea ce Dumnezeu a proiectat din veșnicie să fim. Un templu sfânt pentru Domnul. O realitate în care Dumnezeu să se simtă acasă, un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul, ne spune Pavel la sfârșitul capitolului 2. Dar care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți? Dragii mei, este caracterul cristic, este chipul Fiului Său. Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Dragii mei, care dintre noi avem suficientă înțelepciune și putere să devenim aceste lucruri, să împlinim așteptarea lui Dumnezeu? Niciunul. Noi am fost atinși de păcat, corupți de păcat, pe noi ne atrage deșertăciunea. E nevoie de nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu să devenim un templu sfânt în Domnul. Noi ca familie să fim zidiți la oaltă, să devenim un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Planul lui Hristos pentru cei dragi, pentru cei pe care Dumnezeu i-a pus alături de noi sau între noi, pentru soții noștri sau pentru copiii noștri, este să se bucure de bogăția slavei moștenirii lui Dumnezeu în fiecare dintre ei. Să-i vedem crescând pe copiii noștri și modelați, transformați într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Să vedem caracterul cristic modelat de noi părinți înaintea lor și pe urmă de copiii noștri, iar la vremea potrivită, ca părinți înaintea copiilor lor, a nepoților noștri. Dragii mei, cum se poate realiza lucrul acesta? În primul rând,
priviți-l pe Pavel. A stat înaintea noastră bucurându-se și plângând timp de 3 luni de zile pentru Biserica lui Hristos. După cum Pavel s-a pus la dispoziția lui Hristos de dragul Bisericii, așa suntem chemați noi să ne punem la dispoziția lui Hristos de dragul Bisericuței formată din cei din casa noastră. Aș citi pentru început un singur verset din capitolul 3. După versetul 1, Pavel se oprește, deschide o paranteză și își continuă, practic, rugăciunea la sfârșitul capitolului 3. Dar ascultați versetul 1 din Efeseni, capitolul 3. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos pentru voi neamurile, și aici se oprește și deschide paranteza să vorbească despre slujba lui, dar aș vrea să notați un principiu, un model, un tipar, în acest început de rugăciune, este a doua lui rugăciune. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul, apostolul, robul lui Hristos, pentru voi neamurile. Dacă răsfăiți epistolele lui, veți găsi că îi place să se numească apostolul lui Iisus Hristos, trimisul lui Iisus Hristos, dar mai mult decât atâta, îi place să-și spune robul lui Iisus Hristos. Acum, un apostol este un trimis. Este cineva care trimite și sunt cei la care este trimis. Dragii mei, apostolul niciodată nu întreabă pe cei la care este trimis ce are de făcut, ci întreabă pe cel care îl trimite ce are de făcut. El este sub stăpânirea, este trimis, dacă vreți, de stăpânul său. Expresia robului Hristos sublinează cu mai multă forță acest lucru. Dacă este robul lui Hristos pentru neamuri, nu neamurile îi spun lui Pavel ce are de făcut, de multe ori corintenii ar fi dorit să facă lucrul acesta, ci Pavel le spune din partea lui Iisus Hristos ce au de făcut. Cu alte cuvinte, el este robul lui Hristos, în slujba lui Hristos, trimisul lui Hristos. Principiul pe care l-a subliniat și pe care aș vrea să-l luăm cu noi în anul acesta, ați văzut ce a fost înaintea noastră și vreau să vă spun, ăștia sunt doar cei mai mărișori. În spatele lor sunt o puzderie. Din când în când le auziți glasul sau îi vedeți prin bănci foindu-se. Fratele Vădam spunea, ăștia-s biserica de mâine. Biserica de mâine. Pot să spun că fac parte din biserica de astăzi și cresc împreună cu noi și alături de noi. Este o realitate pe care noi, Biserica din Iris, nu o putem nega. După multe nunți, multe binecuvântări și acum avem multe familii tinere cu o mulțime de copii. Cu alte cuvinte, toate familiile astea tinere au venit într-o lume întoarsă pe dos, în care vom vedea familia este sub atacul celui rău și vedem cum scârție și pârâie familia din toate încheieturile, sub poverile și sub provocările veacului în care trăim. Invitația pe care aș vrea să o luăm cu noi pentru anul acesta este să ne dăm rob lui Hristos pentru cei din familia noastră și nu robi celor din familia noastră de dragul lui Hristos. E o mare diferență între cele două. Robul întotdeauna ascultă de stăpânul său. Dacă eu sunt robul nevestei mele, de dragul lui Hristos, nevasta mea este stăpânul, ea mă învârte pe degete, mă ține pe lăsă scurtă, ea îmi spune ce am de făcut, ea mă manipulează, eu îi împlinesc mofturile. Dar poate că sună prea urât și prea dur. Dați-mi voie să merg la relația noastră cu părinții, cu copiii noștri și vă întreb, cine-i robul cui? Ei sunt cei care ascultă de noi sau noi suntem cei care ascultăm de ei? Cu alte cuvinte, ce se întâmplă în familiile noastre? Ne-am dat rob familiei de dragul lui Hristos sau rob lui Hristos de dragul familiei? Dacă așa stau lucrurile, datoria noastră este să aducem mesajul lui Hristos în familia noastră. Să ne chemăm soțiile și copiii pe urmele noastre ca preoți în familia în care Dumnezeu ne-a așezat. Aș vrea să reținem doar 3 cuvinte, 3 concepte și să le ducem cu noi în anul acesta, în relațiile noastre cu familiile noastre. În primul rând, dacă te-ai dat sau ca să te dai rob lui Hristos, ai nevoie de curaj. Rob lui Hristos. Dar odată ce te-ai dat rob lui Hristos, ai nevoie de disciplină. Disciplina de asta de vorbă cu Hristos, ca să afli voia Lui pentru cei din casa ta.
Iar după ce ai aflat voia Lui, ai nevoie de foarte multă înțelepciune să comunici voia Lui, să pui în lumină voia Lui, în așa fel încât să fie auzit. Să fie auzit, priceput, crezut și urmat. Ce rost are să le ai pe primele două, curaj și disciplină, dacă n-ai înțelepciunea și când îți deschizi gura, toată lumea își întoarce capul. Nu mai ai niciun fel de rezonanță în inimile și în urechile celor din casa ta. Cu alte cuvinte, trebuie să ai curajul, mai întâi să dai lui Hristos, apoi disciplina de a cunoaște, de a descoperi voia Lui și înțelepciunea de a o comunica pe limba fiecăruia dintre cei pe care Dumnezeu i-a pus în jurul tău. Rostiți cu mine cele trei cuvinte și nu le uitați. Dacă tot restul predicii îl uitați, păstrați măcar aceste trei lucruri. 1. Curaj. 2. Disciplină. 3. Înțelepciune. Curaj, disciplină și înțelepciune. Călcați pe urmele mele, spune Pavel bisericii din Corint, că și eu calc pe urmele lui Hristos. Ce provocare extraordinară! Trebuie să ai curajul să pornești pe urmele lui Pavel, crezând că și el calcă pe urmele lui Hristos. Ascultați-l pe el plângând pentru biserica din Galatia sau bisericile din Galatia, copilașii mei, pentru care iară sufăr durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi. Și apoi le spune corintenilor, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, totuși n-aveți mai mulți părinți, eu v-am născut în Hristos Iisus, le spune el. Poate că replica ta ar putea fi, bine, Pavel a fost pus deoparte din pântecele Maicii lui, el este un apostol al lui Iisus Hristos, eu sunt un simplu muritor. Cum să calc pe urmele lui Pavel sau să încerc să-l imit pe Pavel? Dacă Pavel ți se pare prea mult ca să calci pe urmele lui, ascultă ce spune el în Efeseni, capitolul 5, primele două versete. Urmați dar pilda lui Dumnezeu, dacă Pavel e prea mult, atunci îți rămâne Dumnezeu ca să-l copiezi, să-l imiți, să calci pe urmele lui. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Dragii mei, slujirea sau a te da rob lui Hristos pentru cei din jur, indiferent că e vorba de bisericuța familiei tale sau de o biserică mai largă, este un principiu al împărăției lui Dumnezeu. Și dacă vrei să guști viața din belșug, este singura modalitate. V-aș aduce aminte de o întâmplare din viața Domnului Iisus. O femeie se înfățișează înaintea lui cu doi vlăjgani. Erau doi dintre ucenicii Domnului Iisus, fiii lui Zebedei. Și știți cererea mamei, probabil împinsă de fiii ei, Doamne Iisuse, când vei veni într-o împărăție ta, fie ca unul din băieții mei să fie la dreapta, altul la stânga ta. Când aud ceilalți ucenici, cererea fiilor lui Zebedei se mânie, spune textul. Iisus îi adună și le spune, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Ăsta este un model pe care îl putem împrumuta din chipul viacului acestuia. Să dai cu pumnul în masă zicând, eu sunt șef în casa aceasta. Între voi să nu fie așa, spune Domnul Iisus, ci oricine va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricine va vrea să fie cel din tâi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el însuși să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru cei mulți. Dacă ai curajul să te pregătești pentru slujire, trebuie să alegi în slujba cui te pui. În slujba nevestei și a copiilor sau în slujba lui Hristos. Cui te dai robi? Trimisul cui ești în familia ta? Ca să te dai rob lui Hristos, ai nevoie de curaj. Dar după ce ți-ai luat inima în dinți și ai făcut lucrul acesta privind la tiparele împărăției lui Dumnezeu, atunci ai nevoie de al doilea lucru care este disciplina. Disciplina de a descoperi, de a sta de vorbă cu Hristos și de a descoperi voia Lui pentru cei de lângă tine. Mă întorc la Pavel. Spuneți-mi, oare cât timp a dat Pavel dialogului între el și Hristos până când a ajuns
să vină să vorbească cu toată încrederea, știind că transmite poruncile și așteptările lui Hristos pentru bisericile care s-au născut pe urma lucrării lui. Aș vrea să citim câteva texte biografice din viața lui. În Galateni, capitolul 1, versetele 11 și 12, Pavel vine și spune: fraților, mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că nu am primit-o și n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Deci n-am citit-o din cărți, ci am luat-o din cartea aceea a Scripturii, în dialogul meu cu Domnul Iisus Hristos. Evanghelia mea este de obârșie divină, pentru că Domnul Iisus Hristos mi-a dat-o. În discuție cu El, în părtășie cu El, am primit-o. Și Evanghelia mea, dragii mei, este scoasă din Scripturi. Două lucruri s-au întâmplat în viața lui Pavel. O experiență unică, o întâlnire personală cu Hristos și, doi, o îmbăiere în Scripturi pentru ca să verifice experiența asta în paginile sau în lumina adevărului Scripturii. Continui citirea din capitolul 1 din Galateni, versetul 13. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Trei lucruri citesc în versetul acesta. În primul rând, spune Pavel, prigoneam biserica lui Hristos, dar nu dintr-un zel fără pricepere. Eram absolut hotărât și convins că fac bine lucrul acesta. În al doilea rând, eram un bun cunoscător al Scripturilor. Am crescut de mic copil cu ele în mână. Și în al treilea rând, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare față de datinile sau pentru datinile strămoșești. În ceea ce făceam, spune Pavel, aveam de partea mea Scripturile, credeam eu, dar mai mult decât acestea, în cuviințarea celor mai înțelepți decât mine, a mai marilor Ierusalimului, a mai marilor neamului meu. Spuneți-mi, cine altcineva mă putea opri și întoarce din drum decât o intervenție divină? Dragii mei, și tocmai lucrul acesta l-a făcut Dumnezeu. Versetul 15. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a zăgăsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său, ca să-L vestesc neamurilor, atunci s-a întâmplat schimbarea. Dumnezeu a intervenit în mod special în viața lui Pavel printr-o experiență absolut unică. Întâlnirea lui cu Hristos l-a aruncat pe Pavel într-o extraordinară zbatere. Pe de o parte, acolo pe drumul Damascului, a fost convins că Iisus este Hristosul. Nu este un nebun, nu este un lunatic, nu este un impostor. Este întrupatul Fiul lui Dumnezeu, împlinirea tuturor promisiunilor Scripturii. Acolo pe drum, Pavel a avut această experiență. Dar pe de altă parte, toată școala mea la picioarele lui Gamaliel, toată zbaterea mea și convingerile mele pe care le-am scos din Scriptură erau contrazise de experiența mea și nu știam ce să fac. Priviți-l pe Pavel. Pe de o parte, pomenindu-se în fața Domnului Iisus, cel înviat, pe de altă parte, toată cultura, tot ce a adunat el, toate cunoștințele lui, bătându-se cap în cap cu experiența lui. Cum puteam să neg experiența mea, ți-ar spune Pavel, când am fost orb 3 zile și când, într-un chip miraculos, mi-am recăpătat vederea prin intervenția lui Dumnezeu. Dragii mei, un prim semnal de alarmă. Trăim vremuri în care umblăm după experiențe și ne dorim experiențe. Vreau să vă spun că experiențele noastre nu pot fi temelia credinței noastre. În niciun fel. Orice experiență trebuie cântărită, înțeleasă în lumina Scripturilor. Aduceți-vă aminte de Lazar și bogatul, fiecare în veșnicie, unul în sânul lui Avram, altul în focul cel veșnic. Știți ce spune bogatul? Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar, mai am 5 frați acasă. Dacă va învia cineva din morți, vor crede.
Ascultați răspunsul Domnului Iisus prin gura lui Avram sau lui Avram prin gura Domnului Iisus. Dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos însuși ne spune, experiențele sunt importante, dar nu sunt suficiente pentru credința noastră. Experiența a fost importantă pentru Pavel, dar nu decisivă și nu suficientă pentru ca să-l întoarcă pe drum, să-l pună pe drumul zidirii trupului lui Iisus Hristos. Cum și-a armonizat Pavel experiența cu Scriptura? Recitesc textul din versetele 15 și adaug câteva versete la el din Galateni, capitolul 1. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să-l vestesc între neamuri, și acum citesc mai departe, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou în Damasc. Pavele, ce ai făcut în Arabia? Am luat cărțile acelea învelite în piele cu mine. Și am stat de povești în discuții, în dialog cu Domnul Iisus Hristos, până când Duhul lui Dumnezeu mi-a deschis mintea și l-am descoperit pe paginile Scripturii, din Genesa până în Maleahi. Dragii mei, asta a fost mântuirea lui Pavel, armonizarea experienței lui cu adevărul Scripturii. Până când n-a ajuns convins din Scripturi că Iisus este Hristosul, până atunci n-a avut curajul să pornească la drum, să vorbească bisericilor despre voia lui Dumnezeu, să învețe bisericile, să le cheme la împlinirea așteptării lui Dumnezeu. Pavel a putut spune, propovăduirea mea este de o bârșie divină, deoarece vine în urma întâlnirii mele personale cu Hristos și în urma descoperirii Lui pe paginile Scripturii. Dragii mei, pentru asta ai nevoie de disciplină. Disciplina ți se începe ziua, povestind cu Hristos prin lumina pe care Duhul Sfânt o aruncă asupra slovelor Scripturii. Și asta este posibilă doar pentru un om care s-a întâlnit în mod personal cu Hristos. Vă întreb din nou, oare cât timp a dat Pavel ca lucrurile acestea se întâmple în viața lui? Ascultiți-l pe el vorbind mai departe, în capitolul 3, începând cu versetul 3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut oamenilor în celelalte veacuri, în felul în care a fost descoperit acum Sfinților, Apostoli și Proroci ai lui Hristos prin Duhul. Adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceleași făgăduințe în Hristos Iisus, prin Evanghelia cei al căror propovăduitor am fost pus eu. Nu știu ce ai hotărât în forul tău lăuntric. Ai sau nu ai curajul să te dai rob lui Hristos pentru cei din casa ta? Dar dacă ai zis un da, cel puțin ca o dorință în inima ta, întrebarea mea continuă. Cât timp ești dispus să dai conversației tale cu Hristos pentru ca să ajungi să cunoști voia Lui pentru cei din familia ta? Să înțelegi ce este o biserică, cum să-ți așezi familia pe coordonatele unei biserici. Nu uita, biserica sau mireasa lui Hristos este singura realitate după care a venit Fiul lui Dumnezeu și pe care o va mântui din deșertăciunea acestei lumi. Disciplina să stai în cuvânt mai mult decât în deșertăciunea acestui veac. Să nu steacă ziua și săptămâna fără să nu povestești cu Hristos despre planurile Lui. Rugăciune pentru a înțelege, pentru ca Duhul să-ți descuie mintea, să pricepi planurile Lui Hristos. Și apoi rugăciune pentru fiecare din cei din familia ta. Pentru fiecare dintre cei din familia ta. Dacă Dumnezeu ți-a dat unul, poate că nu știi. Dar dacă ți-a dat doi sau trei sau patru sau cinci copii, nu-i foarte greu să constați că sunt foarte diferiți.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu te-a chemat să ai un pat al lui Procust în care să întinzi cei mai scurți și să ciuntești cei mai lungi, să-i baci pe toți în aceeași oală. Și ca să vorbești fiecăruia pe limba lui, după nevoile lui, după ceea ce Dumnezeu a pus în genele lui și să-l ajuți să crească, să devină ceea ce Dumnezeu îl cheamă să devină, ai nevoie dincolo de curaj și disciplină, de foarte multă înțelepciune. De foarte multă înțelepciune. Ca să comunic voia lui Hristos pentru cei de lângă mine, am nevoie de multă, multă înțelepciune. Nu știu experiențele voastre, le știu pe ale mele. Și știu că atunci când copiii mei au ajuns adolescenți, fiecare avea limba lui și de fiecare trebuie să mă apropie așa, neîndemânatic cum sunt, mai ales că o parte dintre ei sunt aici și nu cred că pot să spun lucruri neadevărate. O trebuie să învăț să mă apropii pe limba lui. Vă spun o experiență din casa noastră, să vedeți diferența între ei. O mătușă destul de în vârstă, sora mai mare a mamei, a căzut și și-a rupt bazinul și a trebuit să o luăm în brațe, să o ducem la noi. 7 luni a stat pe pat la noi și ea știa că am 3 copii și a învățat repede să se raporteze la fiecare pe limba lui. De la cel mare, ori de câte ori trecea pe lângă ea, era o cameră de trece, le întreba un singur lucru, cât e ceasul? Știa că de la Benny nu poate aștepta mai mult, el e așa puțin mai distant în felul lui de a fi, are o inimă bună, dar dacă îl vezi pentru prima dată, îi zici busche modior, da? Cei care știți un pic ungurește. Și mătușa a învățat repede să-l întrebe doar atât, cât e ceasul? Filip Vorbărețul, e aici lângă mine, el avea o relație extraordinară, cu el povestea, cu el... Cu Andreea nu schimba multe vorbe, dar știa că Andreea o slujește de dimineața până seara. Dacă o străină în casa noastră a învățat că am 3 copii diferiți, dragii mei, lucrul acesta l-am învățat și eu repede. Ca să vorbesc cu cel mai mare, de multe ori trebuia să vânez ocaziile, noaptea la 12. Cu Filip a fost mai simplu. Filip șe jos și deschideți inima. Filip ședea jos și deschidea inima. Cu el n-aveam probleme de felul ăsta. Cu Andreea, dacă încercam să vorbesc, ea se uita în ochii mei, nu deschidea gura, dar zicea, iar îmi predici, din privire așa. 3 copii diferiți. Spuneți-mi, poți să-i pui pe toți în rând și să le măsori aceeași lecție la fiecare? Încercați voi, eu am încercat, la mine n-a mers. Cu alte cuvinte, ai nevoie de foarte multă înțelepciune. Mai ales când ai avut multe certuri cu nevastă ta, e cam greu să te deschizi Biblia, să-i citești versete biblice, nu te ascultă, și te întoarce spatele. Ca să te apropii de ea, să repari lucrurile, trebuie să te rogi o săptămână să vorbești 3 cuvinte. Nu știu dacă este o altă posibilitate, dar e nevoie de înțelepciune să comunici voia lui Hristos pe limba fiecăruia din casa ta. Pavel nu și-a permis să se dea cu părerea în fața bisericilor. Chiar și atunci când zice, vorbesc eu, nu Domnul, el nu spune că ceea ce vă spun nu are autoritatea lui Hristos, ci Domnul Iisus, din câte știu eu, nu s-a pronunțat în această problemă, dar eu vorbesc cu autoritatea lui. El, dragii mei, a comunicat așteptările lui Hristos pentru biserica lui. Vă citesc din capitolul 3, începând cu versetul 7, câteva versete din ce spune Pavel. Evanghelia aceasta al cărei slujitor am fost făcut eu după harul lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii lui, da mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul ca să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Și ascultați versetul 9, să pun în lumină, adică să vorbesc în așa fel în care să fiu priceput și primit, să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. Pentru ca domniile și stăpânile din locurile ceresc să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. După planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Înțelepciune de a comunica pe limba fiecăruia adevărurile extraordinare ale lui Dumnezeu pentru bisericuța pe care Dumnezeu a pus-o în paza ta.
E sfârșit de vacanță, suntem imediat la mijlocul lui septembrie, ați cumpărat ghiozdanele, uniformele, caiete, creioane, v-ați pregătit copiii pentru școală, în câteva zile îi veți trimite la școală și eu cred că în același mod ar trebui să ne pregătim și pentru noul an de studii, noul an în care intrăm, repornim motoarele acum în octombrie. Și în luna aceasta am vrea să ne găsim, să ne căutăm coordonatele bătăliilor noastre pe anul care stă înaintea noastră. Dragii mei, familia este sub tirul dibaci al celui rău. Indiferent ce credeți sau nu credeți, puteți adopta politica struțului, asta este realitatea. Uitați-vă în jur, uitați-vă în biserica noastră și veți vedea cum toate lucrurile scârție, pârâie, mai ales în familiile tinere. Ocupați de dimineața până seara, alergând să-și facă un rost în viață, dacă mai vin și copiii la mijloc, uitați pe la bunici sau pe la creșe. Biserica noastră este plină de familii tinere, plină de copii mărunți. Pe cei mai mari ați văzut în jurul vostru. Zeci de familii. Țineți minte nunțile din biserică, numai din anul acesta, și binecuvântările din anii care au trecut? Asta este realitatea în care noi trăim. Cred că oricare dintre noi, bărbații, ne-am dorit să fim un soț după voia lui Dumnezeu. Aș vrea ca într-o bună zi, când mă duc înaintea lui Hristos, să-mi spună doar atât. Bine, rob, bun și credincios. Cred că nu este o mamă sau o soție în biserica noastră care să nu-și dorească să fie o soție după voia lui Dumnezeu. Să aud aceleași cuvinte din partea Stăpânului. Cred că nici unul dintre noi care avem părinți nu ne dorim nimic altceva decât să fim părinți după voia lui Dumnezeu. Dați-mi voie să închei punând doar trei întrebări. Mi le pun mie. Dacă vrei să te întrebi și tu împreună cu mine, poți să o faci. Când mă gândesc la toamna care stă înaintea mea, la anul care stă înaintea mea, oare am curajul să mă dau pentru 2012-2013 rob lui Hristos, pentru cei din casa mea? La început am gândit că după ce îmi zboară copiii, voi fi doar eu cu băbuța mea. Ce viață liniștită! Dragii mei, n-a trebuit mult timp să mă înșel, să-mi dau seama că nu mai suntem nici doi, nici cinci, ci suntem mult mai mulți prin casă. Mult mai mulți prin casă. Când te dai rob lui Hristos, sunt vizați și cei mici, și cei mari, și cei de aproape, și cei de departe, toți cei pe care Bunul Dumnezeu i-a pus sub influența ta, în sfera ta de responsabilitate. Oare am curajul să mă dau rob lui Hristos pentru cei din casa mea? Cu unii vorbesc pe sticlă, pe Skype, pe alții am alături de mine. Cu alții vorbesc foarte greu, dar toți sunt acolo și toți sunt în responsabilitatea mea. A doua întrebare. Cum stau cu disciplina dialogului cu Hristos cu privire la planurile și așteptările Lui pentru casa mea, pentru copiii mei, pentru soția mea, pentru frații mei? Nimeni nu poate răspunde în locul meu. Eu trebuie să răspund pentru mine însumi. Scriptura ne spune că dacă noi căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, El se obligă să ne dea pâinea pe deasupra și îmbrăcămintea. Și dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne este destul. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Iisus este același, și era și în veci. Uitați-vă la mai marii noștri care au terminat alergarea la sfârșitul lor de viețuire și veți vedea că un om poate trăi o viață într-o lume întoarsă pe dos, ocrotit de Dumnezeu și hrănit de Dumnezeu și îmbrăcat de Dumnezeu. Se merită oare să las cei veșnic pentru deșertăciunea acestei lumi? Să accept provocările celui rău care are o singură sintagmă, dați-le mult de lucru să n-aibă vreme să umble după năluci? Cum stau cu disciplina dialogului meu cu Hristos în cuvânt ca să descoper voia și planul lui Dumnezeu pentru bisericuța din casa mea?
Și a treia întrebare, mă rog oare pentru înțelepciune? Mă frământă lucrul acesta? Sau mă uit la pumnul meu și afirm cu tărie, eu sunt șef și câtă vreme ești în casa mea, faci ce spun eu. Pot să faci. Întrebarea mea este cu ce folos și câtă vreme. Sau cer de la Dumnezeu înțelepciunea aceea când să vorbesc, ce să vorbesc și cum să vorbesc. Dar dacă trebuie să vorbesc pentru că sunt trimisul lui, apostolul robului la cei din casa mea, trebuie să vorbesc. Nu-i tot una când, nu-i tot una ce și nu-i tot una cum. Spuneam la început că Efesenul este o rugăciune întreruptă de discursuri sau un discurs întrerupt de rugăciuni. Dragii mei, vă spun din experiență și ne spune Scriptura că vin vremuri în care nu mai putem vorbi nici cu soții sau soțiile noastre și nici cu copiii noștri despre Dumnezeu. Dar mai avem încă o armă. Putem vorbi cu Dumnezeu despre ei. Cu Dumnezeu despre ei. Uitați-vă cum și-a început Pavel rugăciunea și aș vrea să continui cu versetul 14. Iată de ce. Pentru că am fost chemați să fim un templu sfânt pentru Domnul. Pentru că am fost chemați ca bogăția slavei moștenirii Lui să se odihnească în fiecare dintre cei din casa noastră. Iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru, Iisus Hristos. Dacă eu aș putea ajunge la țintă prin eforturile mele, n-ar trebui să mă rog, n-ar trebui să cer ajutorul lui Dumnezeu. Dar știți care este scopul lui Hristos? Fiecare în parte, soț, soție, copii, părinți și copii, bunici, să ajungem plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dragii mei, ca lucrul acesta se întâmple, e nevoie de o atingere a Duhului Sfânt. Este o nevoie de o intervenție a lui Dumnezeu. Pentru că lucrul acesta este dincolo de puterile noastre. Și asta este voia lui Hristos pentru bisericuța peste care m-a așezat Dumnezeu ca preot. Doamne ajută! Dragii mei, este un an înaintea noastră în care lucrurile nu o să fie mai bune, ci mai rele. Din toate punctele de vedere. O să fie piedici și provocări înaintea noastră, dar cred că prima mea responsabilitate este casa mea. Prima mea responsabilitate este casa mea. Și dacă familia mea este sănătoasă, un strop de sănătate în plus în Biserica lui Hristos. Dacă familia mea este bolnavă, o boală în plus, un cancer în plus în Biserica lui Hristos. Și de aceea luați cu voi doar trei lucruri. Unu, curaj. Curaj să mă dau rob cui? Nu nevestei, nu copiilor, rob lui Hristos de dragul lor. Doi, disciplină. Doamne ajută. Și trei, toarnă, Doamne, înțelepciunea aceea care să mă facă auzit în familia mea și înțeles. Amin.